Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi aici pe masă nu vedeți nimic pentru că din nou vom face un tutorial surpriză. Pentru aceasta vom avea nevoie de firul de culoare albă și culoare roșie. Eu folosesc firul Bravo de la Schackenmayr, pentru că știu că acest tip de fir îl găsiți și dumneavoastră acasă. În cazul în care nu aveți, folosiți firele de care dispuneți. Acest fir poate fi lucrat cu croșetul cuprins între numărul 3 și 4, eu voi folosi croșetul numărul 3. Apoi vom avea nevoie de un fir despărțitor, vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de lipiciul lichid, de mărgeluțe, dacă dispuneți de astfel de mărgeluțe la metru, de culoare albă și de culoare argintie sau culoare aurie. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm. Așa cum vă spuneam, este un tutorial surpriză. Aș dori ca să vă capteze atenția și voi începe lucrând în cercul magic un număr de 7 piciorușe scurte. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al șaptelea, voi închide cercul magic. Bineînțeles, vom avea nevoie și de un ac pentru cusut lână. Eu acesta am omis să îl spun, dar se înțelege de la sine că este nevoie. De acum, în corespondența fiecărui picioruș, noi vom lucra o mulțire. Deci, la capătul acestui rând, vom avea un număr de 14 piciorușe scurte. 2. Sper foarte mult să vedeți, pentru că am schimbat camera în alt mod. Încerc întotdeauna să vă fiu pe plac, astfel încât să vedeți exact pas cu pas ceea ce eu lucrez. Aici fac referire, bineînțeles, la doamnele începătoare. 2, 4, 6, 8, 10, 12 și ultimele două, avem un număr de 14 piciorușe scurte. Acum vom pune firul despărțitor și vom lucra un picioruș scurt. Urmat de o mulțire. Astfel vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. Deci, un picioruș scurt, o mulțire, așa vom continua singure, ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi schimba firul despărțitor, îl voi pune aici. Și vom continua lucrând două piciorușe scurte. Două piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Două piciorușe scurte. O înmulțire. Vom continua astfel, iar la capătul rândului ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul acestui rând, vom pune din nou firul despărțitor și de această dată
Fiecare piciorul îl vom lucra în tehnica backflip. Nu va fi nevoie să mai mulțim sau să scădem, dar vom intra cu croșetul în cea de-a doua jumătate a ochiului. Nu vom lua ochiul întreg în felul acesta, cum eram obișnuite, ci doar partea din spate. În felul acesta, aceasta este tehnica backflip. În felul acesta vom lucra întreg rândul. Așa cum vedeți, eu toate acestea le explic pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, care sunteți la primele arme și care doriți să realizați ceva frumos. De aceea am și lăsat fără nicio prezentare acest tutorial. Îl voi numi un tutorial surpriză, până când va fi făcută poza de copertină, miniatura, îl veți găsi cu denumirea de un tutorial surpriză. Pentru miniatură, așa cum v-am spus, trebuie să trimit fotografia în România și am acolo un editor foarte, foarte priceput. Mie cel puțin îmi place nota lui în care realizează pozele de copertină, miniaturile. Eu sunt o fire mai copilăroasă, așa, și aproape că m-aș juca cu miniaturile pe care le face. Mă atrag, îmi plac foarte mult. Cine are nevoie de un editor, decide să pună sus o activitate, mă puteți contacta în privat și vă pot da detalii despre acest băiat. Bineînțeles, fiecare lucrează în modul său. Așa. Am ajuns aici la capătul acestui rând și în acest moment vom abandona firul despărțitor pentru că nu vom mai avea nevoie de el. Voi face două ochiuri de lanț, unul dintre ele ținând locul unui picioruș scurt. Voi întoarce lucru și voi lucra piciorușe scurte în corespondența fiecărui ochi. Deci ne întoarcem înapoi, după cum vedeți, pentru că am întors lucrul pe dos. Da? Apoi veți vedea de ce am întors pe dos lucrul. Sper foarte mult ca să fiu în poziția corectă, să puteți vedea. Piciorușe scurte. Acest rând, tot rândul, îl voi lucra împreună cu dumneavoastră. Veți vedea apoi de ce. Și când ajungem aproape spre sfârșitul rândului, numărăm 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte. Deci eu trebuie să mai fac aici două piciorușe scurte. Aici în față mi-au rămas 1, 2, 3, 4. Acum voi face din nou două ochiuri de lanț, voi întoarce lucru
și voi lucra din nou acest rând de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, acum din nou voi face două ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul și din nou voi face un rând de piciorușe scurte. Vedeți, am întors lucrarea. Să nu uitați să o întoarceți și dumneavoastră. Vom face acest rând de piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Din nou voi face două ochiuri de lanț, dintre care unul va ține locul unui picioruș scurt și ne vom întoarce cu piciorușe scurte de data aceasta pe fața lucrului. Felul acesta. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul rândului. În acest moment vom face 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Vom intra de partea cealaltă, în primul picioruș scurt. Vom intra cu fir alunecat. În acest moment voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. Acest fir îl vom lăsa aici, înăuntru. Din acest moment vom face din nou un ochi de lanț de început. În felul acesta. Din acest moment vom pune lucrarea în două, în mod exact. Vom stabili jumătatea, deci va fi aici, așa, și începând de aici, voi atașa din nou firul roșu și voi continua făcând piciorușe scurte. Deci aici avem primul. Voi pune firul despărțitor, în modul în care să nu ne încurcăm. Și vom face piciorușe scurte. Voi lucra odată cu dumneavoastră să vedeți ce se întâmplă mai departe. Pentru că, așa cum v-am spus, acesta este un tutorial surpriză. Veți vedea ceea ce iese la sfârșit. Și eu cred că vă va plăcea, că veți fi încântate. Deci venim cu piciorușe scurte. Iar aici, în corespondența celor 4 ochiuri de lanț, vom face 4 piciorușe scurte, în felul acesta. 1, 2, 3, cel de-al 4-lea, și vom continua cu piciorușe scurte până la capătul rândului. Aici avem capătul de fir pe care l-am scurtat. Îl vom ține în acest mod încât să-i dăm siguranță. Și vom continua cu piciorușe scurte până la capătul acestui rând, prinzând în același timp și firul roșu din spate.
De acum îl voi abandona, acest fir roșu, pentru că apoi îl voi scurta. A, nu, mai lucrez un pic cu el, că văd că merge. Iar acum am ajuns la capătul rândului. Deci vă amintiți că aici am atașat firul roșu. Aici voi face un picioruș alunecat. Voi lăsa semnul pentru că vom avea nevoie de el. Și din acest moment vom face alte 3 rânduri de piciorușe scurte. Deci de jur împrejur vom lucra încă 3 rânduri. Fără să mulțim, fără vom merge picioruș cu picioruș. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 3 rânduri și vom continua lucrarea. Vă sper foarte mult că sunt încadrată bine, că mă puteți vedea. Voi lucra cu dumneavoastră până când voi trece de cele 4 piciorușe scurte pe care le-am făcut pe ochiurile de lanț. Vedeți că lucrăm în mod normal. Picioruș cu picioruș. Haideți să terminăm rândul împreună. După cum vedeți, acest fir este destul de grosuț. Dumneavoastră, dacă nu dispuneți de acest tip de fir, de firul Bravo, eu aleg anume aceste fire pentru că știu că se găsesc și în România. Deci mă întorc și spun, dacă nu dispuneți de acest tip de fir, puteți să folosiți firul pe care îl aveți, destul că culorile să corespundă. Uitați că am făcut și cel de-al doilea rând. De acum vor urma alte 2 rânduri. Noi ne întâlnim la capătul acestora. Deci încă 2 rânduri de piciorușe scurte. Am ajuns și la capătul celui de-al 4-lea rând. În acest moment voi scurta firul. Îl voi da deoparte. Și voi închide această parte a lucrării. Firul alb îl dăm deoparte, că nu vom avea nevoie de el. Acest fir îl punem aici, înăuntru. Vom lua culoarea albă. Vom face un ochi de lanț pentru început. Și de pe dosul lucrului, deci în felul acesta, vom intra și vom scoate firul alb, în felul acesta. Tragem felul acesta să-l putem atașa și pentru început vom face 2 ochiuri de lanț care vor ține locul unei jumătăți de picioruș dublu. Voi continua în același ochi cu cea de-a doua jumătate de picioruș dublu. Jumătatea de picioruș dublu știți cum se lucrează. Deja v-am explicat, vă voi explica din nou. Deci, voi lua odată firul pe croșet, voi intra în ochiul de lanț, voi extrage firul și le voi închide pe toate 3 împreună. Deci deja aici avem 2 jumătăți de picioruș dublu. Vom continua în următorul picioruș. Ne uităm cu atenție să nu greșim. Deci aici. Și voi face din nou 2 jumătăți de picioruș dublu. Deci în corespondența fiecărui picioruș scurt din rândul anterior,
Noi vom face două jumătăți de picioruș dublu. În acesta va consta acest prim rând cu culoarea albă. Acest fir alb nu este atât de bine mercerizat, îmi dă un pic de probleme, ați văzut. Și vom continua în felul acesta. Primul, cel de-al doilea picioruș dublu, voi intra în următorul picioruș scurt și voi face prima jumătate de picioruș dublu, cea de-a doua jumătate de picioruș dublu. Deci tot rândul va consta în a lucra în acest mod. Nu cred că vă este greu, doar să nu uitați că lucrăm de pe spatele lucrului. Și apoi veți vedea de ce. Cred că cine este prezent deja începe să înțeleagă despre ce este vorba, dar lăsăm surpriza la sfârșit. Așa cum vă spuneam, se va chema un tutorial surpriză. Continuăm în acest fel. Acum, când mai este o perioadă foarte scurtă până la Crăciun, bineînțeles, fiecare creator de conținut vine cu tutorialele sale. Fiecare dintre noi dorim să vă învățăm lucruri noi, lucruri care să vă atragă și care, în același timp, să fie ușor de executat și pentru dumneavoastră, doamnele începătoare. Pentru că eu, din nou, așa cum vă spuneam, mă adresez foarte mult în ultimul timp doamnelor începătoare. Bineînțeles, voi veni și cu alte tutoriale, tot pentru dumneavoastră. Voi veni și cu tutoriale cu mărgeluțe. De fapt, aveam programat ca astăzi să fac tutorial cu mărgeluțe, însă mi-am schimbat ideea în ultimul moment. Următorul tutorial va fi cel cu mărgele, apoi veți vedea ce vom realiza și cu mărgeluțele. Din nou, ceva foarte ușor, care poate fi accesibil și dumneavoastră, dacă doriți. Așa că cine are mărgeluțe în casă, dispune de mărgeluțe, să fie apoi atent că noutățile vor urma. Încet, încet ne apropiem de sfârșitul acestui rând. Cum vedeți, sper foarte bine să se vadă. Laptopul meu este undeva într-o parte, așa cum v-am spus și alte dăți, locul unde lucrez aici este foarte strâmt, de aceea trebuie să adaptez în modul în care să pot desfășura activitatea. Nu dispun de o masă foarte, foarte largă. Și toată activitatea mea se desfășoară aici, la acest mic birou. Nu am modul în care să urmăresc imaginea, să văd. Sper doar ca totul să fie în regulă. Acum voi face în ultimul picioruș scurt, cele două jumătăți de picioruș dublu.
Voi încheia rândul cu fir alunecat. Voi întoarce lucrul acum în mod normal. Voi da firul în față, în felul acesta. Iar acum voi lua firul odată pe croșet. Ați văzut că am lăsat aici o anumită distanță și voi intra în corespondența celor două piciorușe duble din rândul anterior. Vedeți? Trag și voi face o jumătate de picioruș dublu. Firul pe croșet. Sper foarte mult că vedeți. Voi intra din nou în corespondența celor două piciorușe duble din rândul anterior și voi face o jumătate de picioruș scurt. În felul acesta vom lucra întreg rândul. Voi lucra alături de dumneavoastră. Trebuie să fim atente, să prindem amândouă piciorușele de aici de dedesubt, să nu rămânem în urmă. Încet, 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 lucrarea merge mai departe. Haideți să începem să depănăm un pic de povești. Pentru că în spatele fiecărui lucru, a fiecărei lucrări, este o poveste. Exact așa cum în spatele fiecărei persoane este o poveste. Lucrând în acest mod, mi-amintesc foarte mult de seriile de iarnă când eram copil acasă și mămica mea, în acel timp, foarte mulți ani în urmă, se lucra pe etamină foarte mult. Mămica mea lucra, cosea. Îmi plăcea foarte mult să stau alături de ea. De fapt, eu am fost foarte mult legată de mamă și în orice loc era ea, eram și eu. Întotdeauna când lucrez, îmi amintesc de mama. Îmi amintesc cu nostalgie, mi-amintesc cu bucurie de ceea ce am învățat de la ea în acel scurt timp de care am putut să mă bucur de prezența ei. Și mi-aduc aminte că într-o seară, cum ea lucra, am vrut să mă lase să cos și eu la carpeta pe care ea o lucra. Bineînțeles, m-a lăsat, bineînțeles că am făcut un dezastru, pentru că eram un copil. În acel timp, ea nu lucra cu croșetul, nu lucra cu andrele. Se cosea foarte mult, se făceau toate acele seturi cu fețe de masă, cu mileuri pentru pus pe măsuțe, pe noptiere, pe televizor, sub televizor. Mi-aduc aminte că lucra seturi întregi, diferite modele care îi plăceau. La fel cum îmi aduc aminte de
de bunica, că în fiecare iarnă punea războiul de țesut și bineînțeles că și acolo mi-am băgat nasul de câteva ori și am încurcat ițele. Dar nimeni nu mi-a spus nimic, nimeni nu m-a certat. Acestea sunt o parte din amintirile pe care le am. Apoi alte amintiri sunt întotdeauna cele legate de copiii mei. Lucrând aici, pregătind anumite tutoriale, încercând să creez tutoriale noi, mi-amintesc de copiii mei, când au început să facă primii pași, când au început să vorbească. Sunt amintiri care rămân pentru toată viața și pot să vă spun că mi-este foarte dor de casă și foarte dor de copiii mei. Acum aici voi face ultima jumătate de picioruș dublu. După cum vedeți, am ajuns la capătul rândului. Voi închide acest rând cu fir alunecat. Voi face două ochiuri de lanț care vor corespunde unei jumătăți de picioruș dublu. Uitați-vă cum se prezintă lucrarea. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, noi vom face o jumătate de picioruș dublu. Deci, întreg rândul îl vom lucra în acest fel. Să vă spun că lucrez pe întuneric, doar cu LED-ul de la care este în jurul camerei de filmat, pentru că nu vreau să se vadă umbre pe tutorial. Deci în felul acesta vom face întreg rândul. Cred că deja ați înțeles despre ce este vorba. Asta mergem mai departe, încet, încet. Cristi, care este editorul meu, îmi spune, vorbiți în continuu. Trebuie să vorbesc, să explic ceea ce se lucrează, să vă țin companie în timp ce urmăriți tutorialul și bineînțeles că de aceea trebuie să vorbim în continuu. Continua, mai avem picioruș. Este un picior stând aici, stau într-o poziție foarte incomodă. Am ajuns la capătul rândului și vom închide din nou în ultimul, vedeți în spațiul acesta creat între primele două piciorușe, vom închide cu picioruș alunecat, care îmi face un pic de probleme. Voi face două ochiuri de lanț, care din nou vor ține locul unei jumătăți de picioruș dublu și din nou voi face un rând de
jumătăți de picioruș dublu. În felul acesta. Vom intra în aceste spații dintre două piciorușe și vom continua cel de-al doilea rând de jumătăți de picioruș dublu. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând pentru a continua lucrarea noastră. După cum vedeți, deja începe să prindă formă. Uitați-vă ce frumos se prezintă. Și vom continua să lucrăm singure. Ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând. Voi intra din nou în spațiul dintre primele două piciorușe, voi face două ochiuri de lanț, iar acum voi începe în felul următor. Voi face o jumătate de picioruș scurt, însă nu-l voi închide de tot, îl voi păstra aici. După care voi intra în următorul spațiu, voi face cea de-a doua jumătate de picioruș scurt, însă voi trece prin toate firele. În următorul spațiu voi face o jumătate de picioruș scurt complet. Apoi voi continua o jumătate de picioruș scurt pe care nu-l vom închide, vom păstra firul aici. Voi intra în următorul spațiu, voi face din nou o jumătate de picioruș dublu, dar le vom închide pe toate în mod complet. O jumătate de picioruș dublu închis. Voi continua cu o scădere. În felul acesta noi efectuăm scăderi. Deci o jumătate de picioruș dublu nu voi închide de tot, voi ține pe croșet. Voi intra în următorul spațiu și voi închide toate împreună. Din nou o jumătate de picioruș dublu complet. Din nou o scădere. Voi închide totul. O jumătate de picioruș dublu complet, o jumătate de picioruș dublu pentru a efectua scăderea, cea de a doua jumătate, voi închide totul, o jumătate de picioruș dublu complet, o nouă scădere, închide totul. Ai sperat atât de mult să se vadă, să reușiți să observa bine tot ceea ce lucrez. Acum voi face o nouă scădere. Voi închide toate piciorușele. O jumătate de picioruș dublu complet. O scădere. Voi închide de tot, voi intra în următorul spațiu, deci vom lucra între spații, practic, după cum vedeți. Acum din nou scădere, pentru că ați văzut, am făcut o jumătate de picioruș dublu complet. Acum fac o nouă scădere, o jumătate de picioruș dublu complet. Și aici voi face o nouă scădere, după care am ajuns deja la capătul acestui rând. Voi intra în spațiul dintre rânduri, voi face din nou două ochiuri de lanț care vor ține locul unei jumătăți de picioruș dublu și voi continua cu scăderi. Deci, sunt aici în primul spațiu, voi intra în cel de-al doilea, o jumătate de picioruș dublu, a doua jumătate de picioruș dublu și le voi închide pe toate împreună. O jumătate de picioruș dublu complet. Voi continua cu o scădere. O jumătate de picioruș dublu,
cea de-a doua și le voi închide pe toate împreună. Voi continua o jumătate de picioruș dublu complet. O jumătate de picioruș dublu necomplectat, cea de-a doua, le voi închide pe toate împreună, voi trece în următorul spațiu, voi face o jumătate de picioruș dublu complet, voi face următoarea scădere. Deci, practic, lucrăm un picioruș dublu complet urmat de o scădere. Ați văzut scăderea în ce mod o realizăm. O jumătate de picioruș pe care nu-l închidem. Cea de-a doua vom închide toate. O jumătate de picioruș dublu complet. O jumătate de picioruș dublu pe care nu-l închidem, o altă jumătate de picioruș dublu, vom închide totul, așa. Acum voi face din nou o jumătate de picioruș dublu complet, după care voi face două ochiuri de lanț și voi continua cu scăderile. Voi intra aici în primul spațiu. Voi intra un pic mai dedesubt pentru a nu se vedea acel gol, după cum ați observat. Și continui cu scăderile. De totul, voi face o jumătate de picioruș dublu complet, o scădere, voi închide totul, o jumătate de picioruș dublu complet, vom efectua o nouă scădere. Trebuie să fiți atente unde intrați cu croșetul, pentru că altfel, în loc să scădeți, vor deveni din ce în ce mai multe ochiuri. Asta voi intra din nou de aici, de desubt, ca să pot închide acel gol care se creează. Și acum am ajuns la ultimul rând, în care voi lucra în același mod, deci două ochiuri de lanț, după care voi intra și voi lucra scăderile. Prima jumătate de picioruș dublu, cea de-a doua, le voi închide pe toate împreună, voi face o jumătate de picioruș dublu complet, o scădere, deci ținem firul pe croșet, le vom închide pe toate împreună. Din nou o jumătate de picioruș dublu complet și iată că am ajuns la capătul acestui rând, după care uitați-vă cum facem. Vom trece cu croșetul prin, voi
am pus lucrul în două, voi trece cu croșetul și voi închide aceste piciorușe. Le voi închide cu piciorușe scurte. Cum vedeți? Piciorul scurt aici. Apoi voi face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ochiuri de lanț cu care mă voi întoarce în locul unde am început să închid piciorușele duble cu piciorul scurt și am ajuns aici la capătul acestei părți a lucrării. Acum, pentru că lucrând în acest mod, făcând acest tip de scăderi, bineînțeles, sunt anumite goluri aici între scăderi. Este normal, pentru că ați văzut, sunt piciorușe scurte, vom ascunde acest capăt de fir, vom trage dedesubt. Așa, mă voi întoarce în jos un pic cu el să-l ascund. Acesta îl vom ascunde până când îl vom pierde de tot undeva. Așa, iar acum îl voi scurta. Deja reușiți să vedeți că aceasta este o mică căsuță care poate fi pusă în bradul de Crăciun ca și decorație. Dar nu am terminat aici. Acum vi se pare că este urâtă. Știu. Știu că vi se pare că este urâtă. Însă, vom continua. Vom lua firul alb. Vom face acest ochi de lanț de început. Vom intra în corespondența rândului pe care l-am lucrat în tehnica B-club. Deci voi intra de aici din spate, voi începe acest rând și voi face un rând de piciorușe alunecate de jur împrejur. Voi pune și firul alb să-l prind în același timp, în modul în care să nu se vadă și astfel vom da un pic de stabilitate părții de jos a căsuței. Scuzați, sunt doar fire alunecate, am tendința să fac picioruș scurt, dar este fir alunecat. Voi lucra așa de jur împrejur. Veți vedea că la final va fi frumos. Deci, acest rând vom face doar piciorușe alunecate în rândul în care am lucrat în tehnica B-club. Eu vă las să lucrați singure, voi lucra singură și eu. Aici unde sunt cele patru piciorușe scurte,
care reprezintă intrarea căsuței. Veți intra normal și veți face piciorul alunecat. După care continuăm. Acestea sunt pașii pe care îi facem. Haideți să termin cu dumneavoastră acest rând. Picioruș greșit, să mă întorc pe exact pe partea care trebuie. Trebuie să fim atenți aici, să nu greșim rândul. Doar rândul care este lucrat în tehnica Beclu. Și am ajuns la capătul acestui rând. În momentul în care am ajuns la capătul acestui rând, vedeți că avem acest capăt de fir, vom închide rândul și vom face un rând de piciorușe scurte, în aceeași direcție. În același timp vom prinde și acest capăt de fir. Deci vom veni doar cu un rând de piciorușe scurte, prinzând acest capăt de fir, bineînțeles că îi vom da și stabilitate în același timp. Vedeți? Deci, în corespondența fiecărui picioruș alunecat din rândul precedent, noi vom face un picioruș scurt. În felul acesta vom merge până la capătul rândului. Așa vom forma baza căsuței. Va da de più mai mult stabilitate. Imediat ajungem și la capătul acestui rând. După care vom continua să ornamentăm căsuța. Va fi un tutorial un pic mai lunguț, însă știți cum este, trebuie să explicăm modul în care să se înțeleagă tot ceea ce este de făcut. Și continuăm cu piciorușele scurte până la capătul rândului. Să știți că mi-este un pic greu să
să lucrez în acest mod, pentru că am practic camera în față și sincer nu știu ce vedeți. Pentru mine este un pic cam dificil. Sper să nu ies din cadru. De aceea am spus întotdeauna toată admirația pentru doamnele care fac tutoriale, pentru că în spatele fiecărui tutorial, să știți că sunt ore de muncă, sunt ore în care pregătești ceea ce trebuie să lucrezi, ore în care trebuie să fii foarte atent ceea ce se găsesc pe celelalte canale de YouTube din limba română, ca să nu avem probleme, să nu avem discuții, să nu avem... Acum eu voi încheia acest rând, voi scurta firul, voi scurta și acest capăt de fir de aici. Și voi ascunde firul meu undeva dedesubt. După aceea, facem felul acesta. Voi intra aici dedesubt. Și așa cum v-am arătat alte dăți, vom face această șmecherie pentru a închide rândul și a nu se vedea urât locul unde am închis. Vă aduceți aminte? În felul acesta vom pierde firul și vedeți, nu iese în afară cu nimic. Așa. Deci voi tăia acest capăt de fir și vom continua cu ornamentarea căsuței. Veți vedea că până la urmă totul va fi frumos. Așa. Felul acesta. Între timp, eu m-am îmbrăcat un pic pentru că am înghețat de frig și am început să lipesc mărgeluțele albe aici la baza căsuței. Vom pune un rând de mărgeluțe albe de jur împrejur. Am ajuns aici la capăt, voi scurta acest fir, scurtăm mărgeluțele, așa, și vom continua să ornamentăm căsuța. Acest lipic se lipește foarte repede, după cum vedeți. Voi continua cu firul, cu mărgeluțele aurii. Voi pune de jur împrejurul ușii aici un rând de mărgeluțe. Voi începe de la partea de jos pentru a ascunde acea parte care uitați-vă în felul acesta. După care mă voi întoarce în sus, totul de jur împrejur.
potente se dipingo tutto il bene. Mi pone una piccola di peach, queste ne voglio. Voi scurta firul și voi încerca să aranjez cât mai bine măceluțele aici. Până când acestea se vor lipi cum trebuie, vom continua și vom ornamenta partea de deasupra, din nou cu lipiciul lichid, pornind de aici, din mijloc. Voi face în felul acesta. Și voi începe cu firul argintiu. Pentru a da un pic formă, pentru a da acea impresie de sărbătoare. Lucrarea noastră este pentru a ornamenta bradul de Crăciun. Și voi veni în modul în care să închid acest rând în felul acesta. Plecat de aici, mă întorc în acest punct, exact de unde am plecat. Este nevoie de un pic de răbdare, pentru că lipiciul să-și facă efectul. Acum voi pleca de aici și voi face același lucru, voi lipi mărgeluțe. Pleca de partea aceasta la alta.
uscì tutto incetto, poi arrangia, vedete? Și încet, încet vom da formă și un design cât mai plăcut lucrării noastre. Întorc aici, în capăt. Dacă aveți mărgeluțe un pic mai groase, foarte bine, cu atât mai bine. Eu dispun doar de acest tip și de aceea le folosesc pe astea. Acum îmi va fi foarte, foarte greu și mie să ies din casă, pentru că este nevoie de Green Pass, de undă verde să poți intra în magazine și cum eu nu pot face vaccinul, sunt nevoită să stau în casă și așa stăteam în casă, nu ieșeam. Mereu de frica virusului, acum este și mai greu, pentru că fără Green Pass nu vom fi acceptați în magazine. În sfârșit, aceasta este situația. O luăm așa cum se găsește. Voi așeza din nou aici, în modul în care să pot lipi mărgeluțele cum trebuie. Eu sper mult să vă placă ceea ce realizăm, ceea ce facem acesta. Un alt rând de mărgeluțe îl vom aplica pe această margină. Același tip de mărgeluțe argintii le vom aplica singure. Suntem aproape la sfârșitul lucrării. Aici, în mijloc, voi aplica această floricică care va ascunde un pic și tortița cu care atacăm, punem în brăduț căsuța, pentru că, așa cum vedeți, este o căsuță, iar în mijloc, în mijlocul florii, voi pune o mărgeluță albă. Și aceasta este lucrarea pe care am efectuat-o. Eu sper să vă placă, sper să nu mă criticați prea mult. Dacă vă place ceea ce am făcut împreună, să lăsați un like, un comentariu și ne vom întâlni cu un nou tutorial în care vom lucra din nou mici proiecte pentru dumneavoastră, doamnele începătoare. Sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc pentru atenție. Între timp tai de aici acest așa. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept din nou alături de mine. O zi frumoasă, o seară frumoasă tuturor. La revedere!